Doamne și domnule, bine v-am regăsit. Fii atent la ce m-am gândit să povestim astăzi. Eu m-am săturat să tot zic de statul român că este idiot. Nu că n-ar fi. Statul român este idiot. Și dacă te uiți la câți copii mor în spitale sau câți oameni mor în spitale din cauza infecțiilor, și asta vine din cauza statului, până la urmă, statul român este un idiot. Da, vreau să vă arăt că ar exista soluții. Pentru că noi ne comportăm cu statul român ca și cum ar fi un extraterestru de la din Războiul Lumilor, cu nu știu cine, Tom Cruise sau care joacă acolo, care nu poate fi atacat, nu poate fi spulberat. E un fel de dat, de destin, de destin de la implacabil. Și noi stăm ca ciobanul din Miorița, no, când vin de aia să-mi taie capul. Și Miorița ne tot zice, bă, nu vezi că iarba nu mai place ziua, gura nu mai tace, ridică-te, luptă. Nu-i așa? Deșteaptă-te, române. Și noi, Miorița, taci că te tau. Te fac guiaș. Noi trebuie să stăm, să așteptăm destinul implacabil dat de extraterestru stat român. Și vreau să vă arăt un articol din Știri de Cluj. E vorba de doctorul Dan Mihai Nicolau. Doctorul Nicolau, o să-l vedeți imediat pe ecran acolo, este singurul medic român care operează cu laser metastaze pulmonare. L-ați mai văzut aici pe doctorul Nicolau. Mi-a zis, domnule, nu sunt Dumnezeu să vindec astfel de chestiuni, dar, uite, în medie se poate prelungi viața unui bolnav cu un an de zile. Bă, când ai cancer, Doamne ferește, să auzi că mai poți trăi un an de zile, e ca și cum te-ar invita Dumnezeu la masă, la prânz. Hai, mă, ia masa cu mine și cu Sfântul Petru aici. Nu? Când tu trăiești, din momentul veștii că ai cancer, și am vorbit cu oameni care erau distruși. Nu, atâta cancer era atâtica, tratabil faza întâi, dar erau distruși, spulbera să te dea de pereți. Și statul român ce zice? Domnule, nu te mai vrem. România s-a săturat de tine, a ajuns la 65 de ani, băști. Și au venit cei din Ungaria, care zic, domnul Nicolau, îți facem statuie din 3 metri până la clinica noastră din Debrețin, clinică nouă, privată, numai hai și salvează vieți. Acum despre chestia asta trebuie povestit extrem de onest. Inclusiv despre relația medicului cu sistemul, relația sistemului cu antireformiștii din interiorul sistemului, și antireformiștii de obicei sunt mari mahări, ăia sunt, nu asistenții și stagiarii, și despre o discuție pe care domnul doctor Nicolau a avut-o cu ministru. Și mi-a zis, domnule, în sfârșit am văzut un ministru onest. M-a sunat ministrul sănătății, l-am și luat la... Băi, că nu știam prima dată cine-i, și pe-aia mi-a dat seama. Și un tip senzațional. Și vorbim despre toate astea cu domnul doctor Nicolau. Bine ați venit. Bună seara. Mă bucur tare mult că sunteți aici. Mulțumesc de invitație. Eu nu pot. Eu ești tet. Mă, nu prea le-am eu. Mi se gata lexicul la Audi de Sivor, Gere, Seretlec și pusi. Cum e în Ungaria? Păi, cam la noi, cam ca la noi. Dar diferența este făcută că și acolo lumea a mai băgat mâna, dar băga mâna așa și nu așa. Nu, că asta e diferența. Birocrație este și acolo. Nu sunt mari diferențe din zona administrativului, numai că se ia mai puțin, se și face. Spre exemplu, la spitalul ăsta nou de unde încep să lucrez, când s-a introdus curentul în zona respectivă, a fost subdimensionat. Când s-a făcut proba de forță cu toate echipamentele în funcțiune la spital, a căzut sistemul. S-au trebuit EON Ungaria să schimbe. La o anumită dată au zis, facem probă, nu știu ce. Atunci au constatat că le lipsește o piesă la transformator și s-au mai amânat lucrurile. Nu sunt mari diferențe, dar... Toți am fost comuniști. Da. Dar acolo există o altă mentalitate a antreprenorului. Aici am povestit înainte. Ne-am stat la o apă înainte. Da, am povestit și v-am spus de acest domn Robert, inginer, care a investit în sănătate, un spital privat de recuperare inițial, și în momentul când a aflat că devin disponibil, liber de contract. Adică dat afară de statul român. Da, transfer liber de contract. Ca la fotbaliști. A mai ridicat un etaj
pentru chirurgie laser. Numai pentru că dumneavoastră ați fost hâșuit. Am revenit disponibil. Da. Da. Păi mi-a spus că primul lucru, o și venit aici, da. Domnul zice să-ți fac, da. Numai hai la mine și salvează, da. Oameni. A venit cu o echipă să vadă tot ce trebuie, a cumpărat, a dotat, a făcut, a ridicat o secție. Deci eu vreau să vă spun că la momentul când am fost acolo în prima vizită și am aflat de fapt că a ridicat un etaj pentru treaba asta, mi-a venit să plâng. Din coace mi s-a dat un picior bine meritat și dincolo am fost preluat cu alt respect. O secție numai pentru că, da. Nicolau nu mai este dezirabil pentru, da. Statul român, pentru sistemul de sănătate. Și... cum sunt priviți medici acolo? E o atitudine decentă față de medic, de... e un respect. E un respect pe care cred că se răsfrânge sub toate aspectele. Și în zona socială, și pecuniară. Deci, colegi din Ungaria nu se plâng că au o viață delicată și dificilă din cauza salarizării. Și Ungaria. E la, da. 150 de kilometri de Cluj. Iar ca atitudine, pe mine vă spun sincer, acum, chiar dacă actualul ministru mi-a făcut invitația de a reveni în sistem, nu pot să părăsesc acei oameni care au investit încredere în mine, inclusiv Universitatea de Medicină din Debrecen, care într-un an de zile mi-au propus ca să facem o catedră de chirurgie laser. Laser. Parțial, dar mă voi perfecționa, știu. De baltă, citesc. Nu cu scrisul stau rău. Nu vi se pare ciudat că sistemul de aici nu reacționează la plecările masive de medici? Și gândiți-vă că cine pleacă în străinătate, cine este... Nu ați mai avut din Irlanda, din Anglia, din Germania, din peste tot ați avut. Hai, Nicolau, la noi, zi ca la fotbaliști. Zi cât vrei, numai hai la noi. Asta mi-ați povestit. Nu vi se pare că sistemul parcă este mulțumit că pleacă din ce în ce mai mulți medici? Pentru că eu m-aș îngrijora să știu că școlarizez atâția medici, atâția creiere. Și pleacă cei mai buni, nu pleacă cei mai slabi. Întotdeauna, marea lor majoritate vor fi ăia buni, ăia care ajung în cercetare, ăia adevărați. Cum ați spus, ca la fotbal, pleacă fotbaliștii buni, ci proști rămâni. Da, dacă ați face o comparație între cum ați fost privit aici, de sistem mă interesează, nu de oameni, că oamenii sunt peste tot, domn doctor, peste tot, și în Kamchatka, și în Alaska, cred că un doctor este respectat de oameni. Dar de sistem mă interesează. Puteți face o comparație ce înseamnă medicul pentru sistemul din Ungaria și ce înseamnă medicul în sine pentru sistemul din România? Demonstrația e grila de salarizare. Când pui medicul și dascătul la mijlocul grilei, nu mai poți să spui nicio pretenție. Nu mai poți să ai nicio pretenție. Eu acum că m-am pensionat și am un mare adevăr pe care nu l-am crezut și nu l-am știut, nici nu m-am gândit. Eu am beneficiat, datorită locului de muncă, de un spor de 100% pentru că tuberculoză, posibilitatea de gărzi multe, 8 gărzi, și m-am pensionat de la un venit în jur de 8.000 de lei pe lună. Și sunt la 3.300 în mână pensie și mă gândesc la ceilalți mulți care nu beneficiază de acel sport de 100% la salar, care nu pot face 8 gărzi, că sunt mai mulți la linia de gardă. Și un medic primar, după o carieră de 40 de ani, se pensionează la sub 2.000 de lei. Ce să vorbim despre sistem? Când ia un șmecheraj de ăsta din Parlament ca pensie specială, da. La pensia aia altă. Da. Deci după 40 de ani, majoritatea sunt cu pensii în jur de 2.000 de lei. După ce au salvat, da. Mii de vieți. Bine, asta a fost partea, hai să zicem, neplăcută. Partea bună e că ați primit acel telefon de la ministru, de la nou ministru. Da, eu am fost impresionat. Am fost impresionat. Eram la aeroport, așteptam pe cineva și îmi sună telefonul. Vlad Voiculescu, bună ziua, bună ziua. S-a interesat de un viitor pacient pe care urmea să-l operez la Debrecen, un copil de 17 ani. M-a întrebat despre copil, eu am fost puțin arogant și am întrebat, fiindcă mai primisem telefoane despre copil înainte și am zis, dumneavoastră, familia, nu vorbiți împreună? Și a cerut scuze, a zis, zice, în ultimele 10 zile n-am vorbit cu mama copilului.
dar nu-l puteți opera în România. Și am zis, eu am interdicție de România. Nu pot, sub nicio formă legală. Și v-ați făcut cerere, povestea, o să verificăm. Am crezut că este așa un iz de Dâmbovița și numai după ce am închis telefonul, parcă pe undeva îmi spunea totuși min numele așa, am intrat pe internet, pe site-ul ministerului și că ministru sună înapoi, zic, dumneavoastră sunteți ministru? Da, eu sunt ministrul sănătății, domnul doctor. Și am mai prelungit discuția care mi-a propus să găsim formula de revenire în sistem și am spus că nu mă mai întorc în sistemul în care un sistem găunos, mai ales atitudinea față de despărțire care a fost. Știu, numai că nu v-au... Și culmea că ministrul era din Cluj, Achimaș. Da, Cadariu. Deci asta... Nu, să nu vorbim despre... Ăștia. Despre ăștia, da. Și... I-am propus atunci ministrului, zic, da, puteți face ceva pentru pacienții care necesită, cu casa de asigurări, de a acoperi o parte din cheltuieli, fiindcă eu acolo am negociat un tarif la 30-40% din tariful normal european pentru români. Și surpriza mea a fost că pacienții pe care eu pe toți i-am trimis la casa de asigurări să se intereseze dacă se poate, m-au solicitat să le completez formularul 911, că posibil să se acopere, dacă nu toată cheltuiala, dar parte din cheltuială să fie acoperită. Mi s-a părut discuție de duminică, luni deja să fie cu semnal. Foarte tare. Și vedeți, oamenii ăștia nu ies niciodată în față și aici presa are măgăria mare. Deci eu l-am... Presa are o vină mare pentru că niciodată nu vorbește despre oamenii ăștia. Vlad Voiculescu s-a luptat cu sistemul din afara sistemului fiind, dumneavoastră v-ați luptat cu sistemul din interiorul sistemului fiind și cumva v-ați întâlnit. Și vedeți, vă sună duminică și luni deja... Deja este... sunt semnale pozitive că a acționat. Mie de ăștia îmi trebuie, oameni de ăștia îmi trebuie. M-a invitat la o discuție când merg la București, l-am resunat, era telefonul închis, am primit mesaj după vreo două ore, o jumătate de oră, dacă puteți, puteți apela că vă pot răspunde, că pe urmă intru în altă ședință. Da, este un tip după experiența care am avut-o cu ăștia, concetățenul de pe o altă stradă vecină, nici nu există comparație. Denotă educație, denotă și acțiune. Acțiune, moralitate. Deci îmi ridic pălăria în fața unui om ca și Vlad Voiculescu. 32 de ani, dar merită tot respectul. Dacă va avea nevoie de mine, cu mare drag îi voi răspunde pozitiv la solicitări. Nu vedeți? Măcar pentru că ați negociat tarife cu 30-40% mai mici decât tarifele europene. Nu, 30% din tarif. Deci cu 70%, 70% mai mici, da. Din tarifele europene pentru România. Și vedeți? Undeva se întâlnesc lucrurile astea bune. Că negocierea dumneavoastră a picat pe un om care poate să sune modest la telefon, fără să vă sune secretara, să vă spună vă caută domnul ministru, vă rog frumos, mă lați pe mâini. Sunt ministru Voiculescu. Sunt cu tare. Vlad Voiculescu. Vă spun sincer, eu am fost arogantul, nu el. Bine, acum un doctor întotdeauna ar trebui să fie un pic arogant când îl sună cineva, vă spun de ce, ca să dea acea credibilitate și eu mai știu, pe m-am învățat atât două lucruri. Bă, comentează în fața milițianului, în fața... A ce vrei tu? Nu comentezi în fața profesorului și în fața doctorului. Acolo, ciocul mic, cum zicea doamna aia de la PDL. Ciocul mic pentru că ăia știu mai bine decât tine. Când îi ajunge tu profesor sau îi ajunge doctor, atunci poți să zici tu, să zici tu părerea. Ori, aici mi se pare de povestit. Vedeți, sistemul este deja colmatat. Rezistența la reforme, cum ziceați, vine din interiorul sistemului și vine de la aia care beneficiază cel mai mult de toată non-reforma asta. Vorbeați de plagiate. Vorbeam la masă de plagiate. Nu răspunde nimeni. Gata, l-am prins. Plagiatul, ca să înțelegeți, plagiatul este un fur de idei. Apoi că ai furat din buzunar pormoneul lui German sau ai furat ideea lui German dintr-o carte, este la fel. Ăla e un hoț de buzunare, asimilat hoțului de buzunare. Nu răspunde nimeni. Ăla care coordonează nu răspunde niciodată.
Știți că am scris. I-am scris domnului ministru că se pare că mi-am găsit menirea să scriu la domnii miniștri. Și există o tehnologie, un proces tehnologic de obținere a doctoratului. Doctorandul este învățăcelul care dobândește abilitate de cercetare, metodologie de cercetare și de scriere. Are un conducător de teză de doctorat retribuit, care veghează la corectitudinea cercetării, la acuratețea cercetării și la expresia din pagină. Păi dacă un conducător nu-și dă seama că e un plagiat, dacă el nu-și dă seama, e comisia de la nivelul institutului de validare a unei teze, e comisia de la nivelul Ministerului Învățământului. Și pe urmă vine ordinul ministrului prin care se decernează titlul de doctor. Păi să treacă un plagiat prin atâtea filtre de oameni cu greutate. Este, eu cred că pentru o universitate o rușine mai mare decât să retragă un titlu de doctor pentru plagiat, fără să fie urmarea ori firească, ori sunt incompetenți, ori sunt corupți. Și să cureți sistemul? Asta i-am sugerat domnului ministru că are o ocazie de a începe să facă puțină curățenie. Și ce aș face? Aș lua barda. Barda în sensul că, băieți, începem un T0. Universitatea care tolerează plagiate și care este dovedit plagiatul, se desfințează pentru o perioadă de 2 ani, 5 ani, 10 ani și după aia definitiv. Să vedem pe șmecherașii ăștia care sunt o felul, se plimbă pe acolo cu dosarele pe la rectorate, mai mult sprijiniți de partide politice, hai să fim serioși cum ajungă, să nu încep să vorbesc despre anumite partide politice care și-au extras niște locotenenți din vatra românească și au făcut rectori. Și ți-am desfințat universitatea, bata. Pentru că tu mi-ai format acolo un hoț. Ăla care a supravegheat un doctorat plagiat nu diferă de ăla care trimite niște hoți de buzunare prin troleibuze. Și după aia, băieți, tu cu ce ai venit? Două ceasuri mâncați, un inel, un lănțog, un pormoneu, la portofelul. Și atunci te desfințezi. 2 ani de zile prima dată. Să vedem cine îți mai vine la universitate după 2 ani de zile. Asta este barda pe care aș lua-o, pentru că dacă nu cureți, este un colon imens sistemul și de educație și de sănătate și de absolut tot. Pentru că partidele au colmatat prin tot felul de incompetenți pe care i-au plantat pur și simplu în funcții cheie, care compensă pentru tot felul, prietenii, amantricuri, bani, influențe. Deci tragedia este că un educator care validează un plagiat, care este prestanța? Hai să spunem că este un om de o competență profesională mare. Își vinde onoarea. Cum educă pe restul? Cum poți să mergi tu, conducător de doctorat, dovedit, plagiat, să te duci în fața studenților și să înveți ce înseamnă demnitatea profesională? Demnitate profesională, da. Când ai un plagiat? Da, deci că e simplu să spui, dar astea plagiaturile politice care au ieșit la iveală. Și numai pentru deci că erau politice? Eu aș declanșa la toate comisiile care au validat să se verifice toate tezele de doctorat la comisiile care au validat un plagiat, fiindcă toate pot să fie plagiate, nu numai da, una. Nu? E o ocazie în care se poate face, pornind de la un plagiat demonstrat, să faci curățenie în învățământ. Fiindcă e o notă foarte proastă. Cotația unei instituții de învățământ superior, unde se dovedește că a validat un plagiat, pe o anatemă mai cumplită nu poate să fie. Da, și o măgărie că anatema asta e asupra unei țări. Amintiți-vă că plagiatul lui Ponta a fost descoperit și internaționalizat, dacă vreți, într-o revistă de știință globală. O știință globală de... O revistă globală de știință, Nature. Adică, nu au mai scris nu știu care ziar din Dâmbovița sau ziar de cartier.
Au venit ăia și au zis, băiatule, băi, tu ce ești, prim-ministru? Zi să mor tu. Și eu știu discuțiile cu proprii mei copii în perioada aia. Tati, ce l-a plagiat? Păi atunci când copiez, așa. Și tata, și atunci tu de ce ne spui ca să nu cumva să copiem, să n-auzi rușinea asta? Dacă eu n-am copiat niciodată. Niciodată în viața mea. Și când mi-au zis copiii, da, dar la cum a ajuns prim-ministru? Tu n-ai ajuns prim-ministru. Și atunci am lăsat nasul jos. Le-ați numai să nu copiască asta, eu-s dictatorul până aveți voi pe banii voștri. Și cu asta basta. Dar n-am mai avut argumente morale, etice să le aduc. Pentru că au văzut că ăla o copiat, ăla a ajuns ministru, ăla a ajuns prim-ministru, ăla prin plagiat a ajuns nu știu cum. Ce vrea chelul ăsta de tata? Deci Ponta, vă spun, are singura chestie acolo că poate nu l-a dus mintea mai mult să scrie cu cuvintele lui, n-a avut vocabulat și a găsit propoziții gata făcute. Dar ăilalți care l-au validat, că ăia poartă vina, cel care validează poartă vina. Celălalt este în parcurs de învățare. Eu în locul lui Ponta aș da în judecată pe toți și le-aș cere și daune morale că m-au expus. Nu m-au expus tras... prostia și hoția. Da, nu m-au tras de ureche. Doamne, aici ia reformulează că aici ai copiat. Sau fă, că tu ca și doctorant ești învățăcel. Înveți. Păi dacă ăla nu i-a spus conducătorul de doctorat, nu i-a spus, măi băiete, vezi că aici nu e ok. Ia zic cu cuvintele tale, nu cu cuvintele celorlalți. Sau bagă ghilimele și citează jos. Știți cum sună asta? În TVR, când eram în TVR, m-am angajat în 93-94. Și era o vorbă în TVR. Mă, nu ești prost tu. Ești prost, e prost la care te-o angajat. Ceva în genul ăsta este și la... Și da, la... aici este. Deci vina este foarte mare. Și mă mir că peste tot se spune plagiatorul, plagiatorul. Dar ăia care au validat, unde să ia care au validat? Complicii plagiatorului. Da. Că mă, ce care tot vorbesc acolo că plagiatorul, nu știu ce e un doctorat. Nu știu care e procedura într-un doctorat. Atâtea filtre de... începând de la examenul de admitere în doctorat și toate astea sunt filtre. Păi, universitatea care a lăsat așa ceva, păi, e o rușine cumplită. E o rușine și pentru... pe care și-o spală numai făcând curățenie. Va fi greu, pentru că dacă s-apucă de făcut curățenie, eu cred că trebuie să dăm concurs internațional pentru profesori și pentru doctorați. Pentru doctori. Doctore. Știți cum erau? Acum e o inflație de doctorat. Cine n-are doctorat nu poate vinde fructe în piață. Mie, în perioada asta, mi-ar fi rușine să-l dau. Da. Dar a fost o perioadă, eu am prins perioada mea de studenție, când vreau să vă spun, cu teze de doctorat actuale nu puteam să dau teza de diplomă. Nu m-a accepta. Da, așa era, așa era nivelul. Așa era nivelul. Deci tezele de diplomă din anii 70-80 și după erau încărcate de muncă și de sudoare. Așa era și în anul la filologie, ca să-ți faci lucrare de diplomă. Nu te apuci de povestit. Ce să zic eu, poezia lui Eminescu, băiatule. Aia trebuie să fie eminescolog. Ce vrei să faci? Toată lumea s-a dus, dă și mie etnologie și folclor, că pare mai ușor. Da? Bine. Nu am mai respesată și culegeți folclor și analizați. Și toate tezele noastre de diplomă, ale celor care am ales etnologie și folclor, sunt niște culegeri de folclor care n-au mai existat înainte. Și eu vă spun, recunosc, fiecare pagină și nu era calculator, o băteam la mașină, aveam mașină și abilitate, m-am antrenat în treaba asta. Cred că fiecare pagină din teza de diplomă am scris-o de vreo 10 ori, returnată de la conducătorul de diplomă. Și era diplomă? Și era diplomă de absolvire, de facultate. Nu vorbim de doctorate. Într-un doctorat, în primul rând, cel care ajunge să conducă doctorate trece printr-o selecție. A conduce doctorat înseamnă că ai probitate științifică, ai probitate profesională. Etică. Și pe urmă tu validezi un plagiat. Unde credeți că s-a rupt lanțul ăsta de iubire? Filmul ăsta, unde s-a rupt? De brusc ne-am trezit cu o grămadă de doctori în nimic. Gabriel Oprea, că dacă îi dau o dictare, Miramaș să scrie Miramaș. Corect? Sau văd cărțile lui Gigi Becali.
o grămadă care vorbesc cu este mulți și ei sunt la nu știu câtea carte. Sau mai știu eu ce patiser cu bani care scrie cărți despre perioada medievală a istoriei noastre, unde inclusiv istoricii mari cu arhivă în spate au o problemă și își dau cu copita unul altul. Și el scrie, nu, domnul Copos, de el e vorba, o trecut de la cofetărie direct la perioada medievală. Adică îmi faci mie praf ca și cetățean. Siguranța că în țara asta va exista o anumită etică în care să pot trăi. Să știu că educația e educație, să știu că sănătatea e sănătate, că nu trebuie mult. Nu trebuie, asta este, nu avem autostrăzi, las că le-o face. Nu avem de alea, las că le-o face, irigație le-o face. Dar nu distruge încrederea că în viitor poate fi mai bine decât acum. Că 26 de ani mai arăta că din ce în ce mai prost e. E o prostituție intelectuală. Mult mai gravă decât prostituția de pe șosea. E drept. Da, fiindcă are efecte care se vor deconta peste ani. În zona asta, ce ai făcut acum, decontezi la 10, la 20 de ani, nu imediat, nu se vede imediat. Dar totdeauna când am auzit în programele electorale spunând vom promova valoarea, vom așa, totdeauna am pus întrebarea, care e juriu? Cine promovează valoarea? Cine? Sunt oameni de valoare, sunt oameni de moral, da? Sunt ținuți deoparte și sunt incomozi, fiindcă au curajul profesional, pregătiri profesionale, să-i spună la cineva, degeaba ești cu atâtea insigne pe piept, dar totuși locul tău e mai încolo, nu este aici. Asta pentru că lumea se ferește să spună adevărul. Și adevărul trebuie spus. Chiar dacă seamănă cu copită sau chiar dacă seamănă a imprecație, chiar dacă seamănă a suduială, adevărul trebuie spus. Că dacă nu, ți se face brusc rușine. Ca atunci când mânci ca un cu 7 linguri și după aia pui și tu întrebarea aia, da, și la ce mi-au folosit? Și ce dacă? Și ce dacă n-ai satisfacția publică a binelui? De asta trebuie spus adevărul. Că dacă fiecare tăcem, băieții ăștia care trebuie să aducă binele public, îl privatizează. Și îl privatizează în folosul lor. Luăm un pic de publicitate și după aia povestim. Și povestim așa cum ne-am obișnuit. Eu vă zic tot ce am în gușă și în căpușă. Și apoi când s-o enerva unul pe mine și mă scoate din pe sticlă, ce să facem? Zicem înainte. Ne luăm discuția cu domnul doctor Nicolau. Ce sentiment ați avut când ați ajuns în Ungaria? Ăștia din România au zis, gata, la revedere, nu contează că este singurul chirurg care operează cu laser metastaze pulmonare, nouă ni se rupe, noi suntem genial, noi suntem așa. Da, mă duc în Ungaria, că vin întâia și construiesc o secție pentru mine. Că, practic, hai să fim, să o lăsăm un pic cu modestia, dacă nu era dumneavoastră, nu se construia nicio secție de lasere acolo. Și este, România n-are, Ungaria e prima, cred că. Ungaria n-are, deci de aici până în Germania nu are nimeni. Nu. E o piață imensă. Începând din Rusia până în Austria, ca să nu ne extindem către China, către încolo. Da. Care a fost sentimentul când ați mers? Eu vreau să vă spun că mi-au dat lacrimile de emoție. Când mi-a arătat, zice, Dani, pentru tine am făcut asta. Într-o lună de zile. Ce pot să spui? Da, și mi-a zis plecat că... de aici... Da, pe urmă ne-am așezat să discutăm despre tarife, despre... Și am zis, eu sunt român, hai să facem ceva pentru român. Că el se gândea să facem un tarif mai ieftin decât de Germania. Și atunci am convenit să ajungem totuși la un tarif în care și el să-și acopere cheltuielile, să aibă partea lui de profit. Și a venit și momentul ultim a discuției contractuale dintre noi. El mi-a spus că mă va plăti pentru fiecare operație, nu contract pe ore, așa. Eu mă așteptam la o sumă
Oricum, îmi convenea că lucram acolo. Dar când mi-a spus că facem 50-50, fiindcă el a pus pietrele, sticla, betonul și banii și că n-au nicio valoare fără mine acolo și, de fapt, eu am investit în loc de pietre în carte, în exercițiu. Deci, da, m-a onorat. Eu, pentru omul respectiv, am un respect deosebit pentru gândirea lui. Venim din aceeași lume comunistă. Da. La noi, eu sunt patronul, ăștia sclavii. De cele mai multe ori. Acolo, deși are mai mulți bani decât probabil tot studiul ăsta la un loc, omul zice, băiete, eu am pus pietre, sticlă, betoane, tu vii cu știința, face pasul înapoi. De ce? De unde distanța asta între recunoaștere? Deci e vorba de mentalitate. Practic, acel om are 36-37 de ani, inginer, are doctorat adevărat în inginerie, dar a văzut o afacere. Asta se numește economia etică. Da. E o afacere. A fost corect. Eu i-am și spus, zic, e mai mult decât m-am așteptat. Mult mai mult. Deci, da, asta e realitatea. Degeaba am făcut eu aici dacă tu nu vii. Da, și vedeți, noi tot auzim din vestul țării, ca să știe și oamenii din estul și sudul țării, și nu trebuie să fii din lumea bună ca să-ți duci nevasca să nască în Ungaria, că e mai ieftin și mai bun. Te duci să-ți iei medicamente din Ungaria, că-s mai ieftine și-s mai bune. Cumpărăturile se fac din Ungaria, că-s mai ieftine și mai bune. Aproape totul se face din exterior. Și dacă mă uit pe harta României, o să văd așa. Noi din vestul țării mergem în Ungaria să ne luăm elementele de viață mai bună. De la pulpa de curcan până la medicamente sau până la să-mi nască nevasta. Ăla din Banat merge în Iugoslavia să-și ia vegeta sau ce-și mai ia. Ăla din sud pleacă în Bulgaria să-și cumpere de la moluri, că e mai ieftin și mai bun. Ăla din Moldova pleacă în cealaltă Moldovă să-și cumpere. Ăla din Maramureș pleacă în Ucraina să-și ia ulei. Oamenii ăștia nu înțeleg și nu văd că, bă băieți, vi se revarsă țara peste țară, pentru că în afara țării oamenii din țara asta pot trăi mai bine. Aici ești încorsetat. Aici statul ia jumătate din cât câștigi. Fără să-ți dea nimic în schimb. Eu asta nu înțeleg. Când ești guvernant, când vii la guvernare, bă, privește țara asta nu ca pe o pizza din care mâncă și măta și tactul și prietena ta și amantă ta și secretară ta. Și nu-i voi că indirect să zic. Așa? Poți să privești țara asta ca pe o, nu știu, un SRL care ți s-o da pe care ți l-o da cineva să-l administrezi. Băiete, trebuie să ieși pe plus. Că îți stai capul dacă nu. Stai nasul, în public. Nu veni aici cu nevasta și cu mai faci nu știu ce companii de stat s-o bași și pe soră ta șefă. Nu. Ți-am dat un SRL numit România, trebuie să mi-l aduci pe plus. Și trebuie să-l dezvolți. Asta pentru asta te plătesc foarte bine. Tu, ministru, tu, președinte, tu, ce-oi fi. Măta, soacră și cu cine mai ești pe acolo. Asta nu înțeleg la ei. E greu să schimbi o mentalitate. E mentalitatea flămândului. Care nu se satură oricât ar avea. Nu știe ce înseamnă sațietatea. Flămânzi. Flămânzi și rapace. Fiecare interesat să se sature și nu se satură. În alte părți, probabil că sunt mai flămânzi, dar știu ce înseamnă să te saturi. Da, asta e tragedia pe care o trăim aici. Și este un paradox. Dacă vedeți, cele mai sărace județe au cei mai bogați baroni. Da. Uite, cel mai sărac județ sau e penultimul la bogăție, al doilea cel mai sărac al județ al țării este Teleorman. Doi ani am văzut viloace ca lui Dragnea întinse pe două străzi din politică. Domnul German. El a fost inginer sau subinginer la un servis. A intrat în politică și a răsărit dintr-o dată casa pe două, viloaca pe două străzi. Într-un județ care moare de foame, că n-are, dacă merge în Paris, domnul tăsatul trebuie să strângă un euro pentru pipi. Se dau la televizor minunile de la Mamaia. Da. De unde dintr-o dată s-au născut magnații României comandă șampania cu căruciorul, cu roaba. Adă-mi o roabă de șampanie.
Și mă duc oameni care cheltuiesc zeci de mii de euro pe noapte acolo, din ce? Care nu sunt producători, consumă de la tata și de la mama. Dar de unde are mama și tata? Și culmea că fiscul la ea nu merge niciodată la poartă. Eu am fost acum pe Costa de Azur. M-am dus la familie și am tăiat-o. Ca să văd că era mai scump dacă mergeam la mamaia. Sigur. Și am văzut știri în Ziarul Financiar, un weekend, un sejur la mamaia este mai scump decât un sejur pe Costa de Azur. Și am zis, bă, tată, dar ce aveți, mânc, cu vă sufletul, că nu v-ați născut din spermatozoizi de aur? Ce aveți acolo? Că în afară de manele și de muzică de aia de sare splina de la loc, n-am văzut nimic. N-am văzut o plajă curățată, nu am văzut civilizația de tihnă. Mă duc în vacanță, nu mă duc să viu stresat cu roba de șampanie după mine. Nimeni nu făcea excese acolo. Și am fost și la restaurant de 5 stele și am fost și la pe terasă, la plajă. Nimeni nu epata, nimeni nu avea dorința asta să arate. Alo, alo, domnul ospătar! Ei, foștologul! Uite aici, mă lăsa neva, uite, uite, banul. Nimeni, nimeni nu și-a aruncat pormoneul după ospătar să zică, alo, roba de șampanie. Deși erau oameni că îi vedeai. Acum, în can, vedeai mașini care costă cât un oraș de la noi. Stăteau discreți, 3-4 bodyguard să vină, era Beyoncé în perioada aia la can. Dar nimeni nu s-a simțit obligat să arate. Alo, doamna Beyoncé, alo, dumneata aia când tăcești, uite aici cum vin cu roba de șampanie. La noi este, într-adevăr, hămesala asta ostentativă, să arăt. Mașina mea roșie să fie mai roșie decât mașina roșie a vecinului meu. E o nebunie. De unde până unde asta? Domnul German, ați arătat în toate emisiunile de aici lipsa de cultură, incultura. Trăim tragedia unei inculturi care peste 20 de ani va fi un decont cumplit. Va bubui. Fiindcă cei care au crescut fără școală, fără... Deci eu n-am bacalaureat și mă duc la școală cu elicopterul. Ăștia probabil vor avea copii și vor educa în același direcție. Da. Asta e riscul. Deci eu poate v-am mai spus, am cunoscut în anii 90-91 pe un domn Brockhaus, v-am spus ăla de la graniță cu Ich bin Deutsche, a fost la el acasă și avea 4 copii. Om care are tot ce e sub papă, BMW și Mercedes, scrie Brockhaus. Fabrică cu uzină electrică, tot ce înseamnă tehnologia de a face așa ceva. Și am avut surpriza, dimineața m-am trezit pe la vreo 7 și m-am coborât să la o cafea, la nu știu ce, și puștanul de 12 ani intra pe ușă. M-a întrebat pe Eric, zic, dar ce, de unde vine? Zice, păi eu, de la 5 o împărțit ziare în cartier. A să-și facă bani de vacanță. Învățat să... Să muncească. La restul copiilor care erau mai mari, și eu la 18 ani le-am dat 2 chei. De la o rablă second hand, poate era a 5-a mână, o cheie de la o garsonieră și mai departe îi privește cum să întrețin. Și cum se își gestionează propria viață. Da. Deci e o altă atitudine. La un om la care nu știe, nici el nu știe probabil câți bani și ce avere are. Nu vedeți? Și mă gândesc acum, revin la discuția cu ministrul. Că mă întrebam, bun, ministrul ăsta dă telefon pentru un copil de 17 ani pe care probabil nu l-a văzut niciodată. Dar sunt acele, toată lumea scrie la miniștri, uite ce problemă am. De obicei vine secretară, le trage o chestie pe calculator. Chiar dacă l-a cunoscut atunci când se ocupa cu... Sau atunci. Cum a făcut înainte pentru bolnavii de, de cancer foarte mult. Da. Și eu mă întreb, păi merită să plece un astfel de ministru numai ca să vină nu știu ce politruc? Că are partidul succes electoral la tot felul de nehaliți? Păi eu aș obliga prin lege să le facă, nu știu IQ sau să existe un juriu, să existe vreo minune prin care să văd dacă are 7 ani de acasă, dacă e în stare de compasiune. Dacă e în stare să înțeleagă prin ce trece o mamă când aude că fiul său are cancer,
și fiul său acum e spre zburare, nu? Acum și aripile, 17 ani. Ești la vârsta în care îți pui speranțele în copii, ai deja, ești mândru. Cum zicea, tostații zic așa când își văd, mai ales dacă e băiat, oh, de-abia aștept să mă duc cu el la o bere. Nu? Dacă ministrul ăla este în stare să înțeleagă emoțiile astea, atâtica, nu tot, că n-ai cum să fii mamă în locul ei. Și știu de la familie că atunci, dacă nu săptămânal se interesează, dă sună la familie, se interesează de copil și care este starea. Eu am nevoie de un astfel de om în minister. Da. Eu am nevoie de un om ca Ciolo și minister care merge la clasa, aia de economy și își cere scuze de la pasageri. Știți, știu că e îngheosială, trebuie să ajung la locul ăla. N-am nevoie de șmecherași care să bagă în față la permise sau șmecherași care își fac socialismele astea de cumetrie, care sunt mai rentabile decât orice capitalism. Ori, aici cred că avem noi o problemă. Că noi nu o să putem rezolva. Noi spunem adevărul acum, da? N-avem juriu. Și? N-avem juriu. S-a pierdut juriu. Că noi criticăm. Eu nu sunt un nostalgic de pe vremea lui Ceaușescu. Dar în acea perioadă, valoarea își găsea drumul și validarea. Dacă erai șef de promoție, te punea director. Da, deci... Nu m-a șef... Dar, în general, promovarea... Că se mai făcea și pentru un nepot, se mai făcea pentru cineva. Dar în marea masă ăla era ascuns. Și pe vremea aceea mai se punea o pilă, dar ăla care, pentru care puneai pilă nu era trebuia să fie bun. Trebuia să fie pe aproape de ăla pe care îl concurai și vreai să-l, să zicem, să-l pui deoparte. Că deocamdată societatea merge înainte prin promoțiile de dinainte de 89. Da. După 89 a început declinul și declinul acum are și validare. Nu? Plagiatul, notă de trecere pentru o universitate. Cât ar dura oare să facă această curățenie în universități? Pentru că până la urmă ar trebui Ministerul Sănătății și ați văzut că nouul ministru, Dumitru, ăsta nu știe, bine, în Ardeal se zice nu știe multe, dar la modul admirativ. Adică nu stă la povești cu plagiatul și cu ăsta. Da, o retras instantane. Stai să vă spun ceva, domnul German. Nu stă la discuție. El a fost rector când a constatat plagiatul. Că el a făcut demersul înainte de a fi ministru. Da, dar el a zis, da, domnule, este plagiat. Da, și ce măsuri a luat? Nu știu încă. Eu sper să le ia deci și împotriva om care comisiei. Știe tehnologia doctoratului, automat trebuia să ia și o măsură pentru prestigiul instituției. Să desfințeze comisia de doctorate. Mai comisie. Mai comisie. Îți retrag dreptul de condus de doctorat, că ăsta e primul lucru. Dacă ție ți-a scăpat un plagiat, nu ești competent să conduci plagiat. Rămâi profesor, predă, dar nu mai... promovăm plagiatul. Aș lua toate tezele jurizate de comisiile respective să nu mă expun la o furtună. Că acum a bătut așa un vânt. Un politician l-am prins că e... Da, ăia care nu sunt politicieni... Da, uitați-vă peste tot. De la Cluj, rectorul. N-a scris România Liberă că l-a salvat pe Ponta printr-o șmecherie. Apoi nu mă duc la comisia CNACDU aia. Da. Și ghiți cine a ajuns președintele CNAC? Ăsta. Adică, și după a vorbea despre excelența moralității. Dar tu că, păi să vorbești despre excelența moralității, despre exigența morală, despre chestiunile astea, trebuie să fii un tip între, nu știu, între liceanul și Dalai Lama. Trebuie să-mi inspiri acea liniște a încrederii că lucrurile merg mai departe, indiferent câte boacă ne se fac în jurul tău de personaj, rector sau ce-i fi. Dar tu nu mi-ai dat asta, tu mi-ai dat o șmecherie. Tu mi-ai arătat doar că dacă există partidul care trebuie prin grupul care trebuie de la Cluj, da? Tu rămâi și cazi în picioare tot timpul. Așa cum ai căzut atunci când umblai pe la Vatra Românească să spui că românii au suferit nu știu pe unde. Asta mi-arată mie sistemul de valori din România. Că oamenii orientați, cei mai șmecheri dintre români, vor fi și cei mai iubiți de partidele votate de ei mai flămânzi dintre români.
Asta mi-arată mie. Și atunci eu am așa. Eu de România asta m-am săturat. Nu mai pot. E ca atunci când îți pică. Ați mers vreodată la vreo mătușă de aia care făcea mâncare de la țară și era uleiul ăsta pe ciorbă? Da. Când vedeai și te durea ficatul instantaneu. Așa îmi arată mie acum România. Cu atâta ulei pe deasupra și uleiul ăla spartidele. Nu poți să o mănânci. Ai vrea, ți dragă, ai crescut cu ea, dar dacă o mănânci își pușcă ficații. Deci domnul ministru Dumitru, în mod normal, dacă cumva nu s-a gândit la acest aspect, ar trebui să se gândească, fiindcă dacă nu ia măsuri, înseamnă că e solidar. Sau îi pun ăștia din partide pistolul pe masă? El pune, are varianta, sunt profesor universitar, ministru, la revedere, tată, îmi impui demisia. Este da, demisia, de onoare da, extraordinară. Da, demisia trebuie spusă. Nu că am demisionat din motive personale. Conferință de presă, am demisionat pentru că ăla, când partidul cu tare și ăla, cum a făcut Miclea. Da. Miclea a fost, nu mi-ați dat bugetul, 200 de ani se va scoate pălăria. Da. Nu mi-ați dat bugetul, am plecat. Dom'le, ce scrie acolo? Ce buget am convenit noi? Vrei reformă în educație? La revedere. Este un tip senzațional. Un tip care a renunțat la, nu-i așa, ciolanul ministerial, între ghilimele, nu se punea problema lui, dar în percepția publică la ministeriatul. A ajuns ăsta la butoane, la ciolane. Și a avut, a renunțat pentru o idee. Vreau astfel de miniștri. Deci, vă spun, asta e foarte grav ce se întâmplă în sectorul de educație. Eu m-am îngrozit, am tot crezut că va răbufni de atâta tot plagiatul, măcar la posturile astea naționale, vreunul dintre vorbitorii de acolo să spună, stai mai frate, că aici e mai gravă situația, aspectul este de o gravitate extraordinară. Credeți că internaționalizarea plagiatului lui Ponta se răsfrânge asupra lui Ponta? Nu, lumea știe. Asupra României. Se răsfrânge exact asupra universității și a celor care au validat plagiatul. Unde să... Unde s-a auzit chestia asta în televiziunile centrale când la un post de radio al unei televiziuni centrale de azi, Știri Mare, făcea unul apologia libertății? Și, domnule, totdeauna am fost liber. Pentru libertatea asta au murit strămoșii și dă-i. Și în pauza publicitară intră șeful lui. Ți-am zis, bă, să nu vorbești de tobă. De ce ai zis de tobă? Hai, mă, iată, mă, să mor eu dacă mai fac. Adică presa este la fel. Presa are impresia că dacă ai gura mare și spui, ești nefrecventabil. Că nu mai poți fi prieten cu oamenii politici. Dar presa greșește imens prin faptul că își dorește prietenia unor oameni politici, indiferent cât de validați sau nevalidați sunt de societatea electorală. Nu mă interesează să fiu prietenul tău de deputat sau senator. Mă interesează ca eu să am puterea și onestitatea să te trag de mânecă și tu să ai puterea și onestitatea să corectez când e cazul pentru ce te-am tras de mânecă. S-ar putea ca și eu să greșesc uneori. Dar trebuie să evaluezi. Cine să evalueze? Un tip care a fost culer matrițer și a ajuns al doilea om în stat. Un tip care a fost manechin și al treilea om în stat. Cine? Un tip care era, nu se știe, meseria mea este auto. Tip despre care nu poți spune, domnule, se pricepe la ce? Domnule, se pricepe să împăture. Uite, hârtia asta, dacă o ia, ăsta e cel mai priceput din țară ca să o împăture în patru. Și după aia poți să o arunce, uite așa. Nu avem un astfel de om. Nu avem un tip despre care să spunem super specialist în domeniul lui. Dovadă că dumneavoastră, ca singurul medic român care operează în laser metastaza pulmonară, și ce e aia? Tu ce, domnule, ești? Du-te la pensie, tată, că ai 65 de ani. Mi-a așa se discută. Mi-a făcut un bine sistemul. Bine, v-a făcut un bine... personal. Dacă v-ați luat lecția de umilință și ați reușit să treceți peste ea. Că a fost o umilință. Eu am turbat atunci de neșat. Bă, cum se poate să ai un singur medic și să-i zici la 65 de ani? Când tu la 89 de ani, unii care chemau rușii în 89, tu încă mai dai directive în cel mai mare partid din România. Deci tu ești bun la 89 de ani, țar să-ți fie istoria, și ăla care salvează vieți, nu se poate, domnule, lasă-l aici, la noi, la socialismul de cumetrie, că noi suntem aici din Universitatea din Frunze, din Moscova, din Mama Dracului. Fost o prim secretar pe cere, despre aia vorba.
Despre asta trebuie povestit foarte onest și dat cu barda. Barda cuvântului adevărat, că mă doare spatele să dau cu alaltă, dar trebuie dat. Sper să se iasă din inhibiție oamenii care au coloană vertebrală și moralitate, să iasă din starea asta așa de detașare și să spună lucrurilor pe nume. Dumneavoastră aici faceți un lucru bun, fiindcă mai răzbat vorbe. Ziceți? Adevărate, da. Eu le zic până pot. Da. Când nu mai pot, le aruncă pe arul în față și am plecat. Dar țara va fi salvată de oameni la care nu le este frică. Oameni stăpâni pe ei, oameni care nu-s flămânzi, care știu că un om poate doar atâta să mănânce, să bea, să se distreze și restul îi prisosește. Sindromul flămândului ăsta care nu se satură niciodată. Mai zic eu sindromul de doi țechini în buzunar. Deci cum e unul cu niște... Deci oamenii nu sunt obișnuiți să aibă o stare de bine. Să aibă ceva bani mai mulți. Nu-i suportă. Trebuie să se arate lipsa de cultură, de educație. Ce să vă spun? Da. Vorbim de câte cărți citim. Da, corect. Nu le-aș da voie să intre în orașe fără o roabă de cărți citite, nu roabă de șampanie. Cu roaba de șampanie după ce strece mahmureala la sapă. Cu roabă de cărți. Nu le-aș da voie, cum era pe vremuri în oraș, că te iau și îți dau taxă, în orașe și după și la sate. Și le-aș face un loc special în insula Șerpilor sau unde naiba se poate, pentru aia care n-au chef să citească. Și aș începe cu aia din Parlament. Și ne-am îngrozit că ar trebui să-i mutăm acolo. Exemplele care sunt vehiculate, exemplele mediatizate, nu sunt cele potrivite. Când mediatizezi, spre exemplu, mie, domnul Becali mi-este chiar drag prin ceea ce face și pentru partea care nu-i mediatizată. Da. Partea asta de caritate. Poate fi un personaj simpatic. Partea de caritate pe care o face mai puternic decât face statul, partea socială. Doi. Este un om cu credință adevărată. Nu îi poate contesta nimeni. Partea de credință. Cam spectaculoasă așa. O mai spectaculoasă. Dar el chiar crede. Da. El chiar crede. Că n-are probabil nivelul de educație de a se exprima. Dar este prototipul celui cu doi țechini în buzunar. Da. Băi, eu am banii. Un om care e învățat cu a avea... Are educația suportabilității acestui lucru, nu are manifestarea respectivă. Corect. Eu vă mulțumesc tare mult. Îmi pare rău că deja a trecut o oră, dar noi avem numere de telefon, suntem prieteni și pe Facebook și când avem o treabă... Mulțumesc foarte mult și de invitație. Ne regăsim aici și le spunem. Cât mai putem. Cât nu, mai spuneți și voi. Eu m-am săturat. Ciao.